Bună ziua, bine ne revedem la o nouă conferință de presă dintr-o nouă săptămână. Ne bucurăm că săptămâna trecută am avut parte de o vreme foarte bună, ceea ce ne-a permis să avem mai multe activități la nivelul primăriei municipiului Roman, care drept dovadă că am avut parte de temperaturi bune vine și faptul că la nivelul complexului sportiv și de agrement Moldova am avut cele mai bune încasări din acest an. La nivelul săptămânii trecute s-au încasat 85.268 de lei din activitatea desfășurată în acest complex. Sâmbătă în strand au fost prezente 1.153 de persoane, iar duminică 2.316 persoane și în zona de picnic au fost închiriate 32 de foișoare. Și chiar și eu am fost prezent sâmbătă în strand și m-am bucurat alături de romașcani de această vreme frumoasă. M-am bucurat să văd că romașcanii au învățat să se comporte civilizat în zonele pe care noi le propunem pentru agrement și nu au fost evenimente deosebite, nici sâmbătă când am fost eu și nici duminică, atunci când strandul a primit vizita foarte multor romașcani. De asemenea, dacă rămânem tot în zona aceasta a relaxării și a vremii bune, vreau să spun că, din punctul meu de vedere, evenimentul pe care l-am organizat duminică în parcul municipal a fost un succes. Mii de romașcani au fost prezenți în parcul municipal, au dorit să petreacă alături de noi această frumoasă zi de duminică și lucrul cel mai important care mi-a adus o bucurie și mai mare a fost când dimineața la ședința operativă cu colegii din primărie mi s-a comunicat că nu au fost daune la nivelul parcului municipal, în sensul în care nu am avut copaci distruși, nu am avut obiecte de mobilier urban distruse și toată activitatea s-a desfășurat în condiții de care nu au pus în pericol ordinea publică și nu au existat distrugeri. Și de aceea vreau să le mulțumesc tuturor romașcanilor și pentru acest lucru și de asemenea să le mulțumesc și artiștilor locali care au asigurat voia bună în această zi de duminică. Revenind la activitățile curente, așa cum anunțam încă de săptămâna trecută, am finalizat testele la iluminatul pentru sensul de girație Poarta Nord și începând de astăzi va fi funcțional. De aceea vă invit și pe dumneavoastră presa, dar și romașcanii care doresc să fie prezenți în această seară la ora 21:30 pentru a deschide oficial această investiție. Este o investiție care ajută la sensul de girație, dar care este o investiție separată de ceea ce înseamnă sensul de girație. Tocmai de aceea și facem un eveniment separat de inaugurarea acestui obiectiv. Începând din această săptămână, împreună cu colegii de la Direcția pentru Servicii Edilitare, vom începe lucrările de reamenajare a locului de joacă de la Marom, acolo unde, pe lângă suprafața de protecție pe care dorim să o amplasăm, vom moderniza și locurile de joacă, aparatele care sunt în incinta locului de joacă
Și așa cum anunțam încă de data trecută, deși avem montată o cameră de luat vedere în zonă, vom avea și un polițist local în zonă, mai ales în după amiaza, atunci când am avut reclamații că sunt persoane care nu știu să respecte o anumită conduită în locurile de joacă. Chiar am recomandat poliției locale toleranță zero față de aceste comportamente antisociale care privesc fumatul și aruncatul chiștoacelor pe jos, nu neapărat în locurile de joacă, dar cu precădere în locurile de joacă, mâncatul semințelor, consumul de băuturi alcoolice, care să fie tratate cu maximă prioritate și cu amendă fără a mai fi aplicate avertismente. E păcat că aceste locuri de joacă dorim să le facem pentru copii și nu îmi doresc ca persoane irresponsabile să le distrugă sau să cauzeze aceste mizerii la locurile de joacă. De aceea vom fi foarte atenți și vom sancționa toate aceste comportamente care deviază de la normele bunului simț. Tot în zona locurilor de joacă am mai primit solicitări pentru montarea unor coșuri de gunoi și vom proceda în această perioadă la montarea acestor coșuri de gunoi. Mai avem și alte solicitări de la asociațiile de proprietari. Am achiziționat o cantitate de coșuri de gunoi care să răspundă solicitărilor venite de la asociații și de asemenea tot la asociații am mai primit solicitări pentru montarea de bănci. Nu vom putea în acest an să le rezolvăm pe toate la nivelul solicitărilor venite, însă vom mai comanda un număr de bănci care să ne permită în această toamnă rezolvarea cât mai multor din aceste solicitări. În această săptămână suntem în plină organizare a bălciului anual. Au fost licitații și sâmbăta trecută. Vom mai avea licitații și în cursul acestei săptămâni, atât pentru locurile în care vor fi montate aparatele de divertisment, instalațiile de divertisment, dar și pentru zonele unde vor fi comercianții. Până acum preconizăm că vom avea încasări destul de bune, cred că mai ridicate față de cele de anul trecut, întrucât a existat un real interes din partea comercianților pentru a fi prezenți și pe cale de consecință, în urma licitațiilor, am ajuns în unele situații chiar la dublarea tarifelor de pornire. Vreau să vă spun că vineri, la ora 11, vom inaugura în mod oficial bălciul, ocazie cu care de asemenea vă invităm să fiți alături de noi pentru inaugurarea acestei activități. Vă spuneam încă de săptămâna trecută că vom face o solicitare către Compania Județeană Apa Serv pentru a lua măsurile necesare pentru acoperirea acelei gropi provocate de avaria la magistrala de apă. Săptămâna trecută am trimis această adresă și le-am dat termen ca până vineri să remedieze această problemă. Așteptăm în cursul acestei săptămâni să vedem răspunsul lor pentru a putea acoperi și a reda circuitului funcțional zona respectivă. De asemenea, vreau să profit de prezența dumneavoastră și să vă aduc la cunoștință faptul că marți, mâine, de la ora 12, vom avea o ședință de îndată, de asemenea cu un proiect pe ordinea de zi legată de semnarea contractului pentru reabilitarea termică a blocului 33 de pe Anton Pan.
Am primit solicitări de la Agenția de Dezvoltare Regională pentru anumite modificări care s-au produs la ghidul de finanțare și a unor formulare și trebuie adaptate conform multelor modificări, astfel încât să putem semna acest contract. Din punctul meu de vedere, cam acestea au fost informațiile pe care am dorit să vi le aduc la cunoștință și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Da. E vorba, cred că, de aleea Ion Creangă. Acolo am avut discuții în zonă. Chiar și ieri în Parcul Municipal m-am întâlnit cu cetățeni din zonă. Inițial, în primăvară, am mers acolo cu două camioane de pământ și au ieșit alți proprietari din zonă care au refuzat acel pământ. Eu personal nu am fost la fața locului. Am solicitat puțină răbdare în sensul în care cât de curând, în circa 2-3 săptămâni, vor începe lucrările la depozitul logistic Lidl în acea zonă dintre drumul spre Cărămidă și drumul spre Tămășeni. Este un pământ de foarte bună calitate, am discutat deja cu reprezentanții acestei companii și am solicitat ca în măsura posibilităților să ne dea și nouă câteva mașini de pământ pentru a-l putea folosi în diverse amplasamente din oraș, printre acestea fiind luate în calcul și cel de pe aleea Tudor, de în alea Ion Creangă. Da, în perioada imediat următoare urmează, pe lângă montarea de bănci noi, și ridicarea la cota a băncilor deja existente. Da, în momentul de față există o legislație care permite amenajarea unui astfel de cimitir. Sunt anumite reguli care trebuie respectate, distanțe minime față de locuințe, inclusiv regulile în interiorul acestui cimitir sunt destul de stricte în condițiile în care trebuie compartimentat în funcție de specii. Nu am primit drept solicitări până în acest moment în legătură cu înființarea unui astfel de cimitir. Dacă vor exista mai multe solicitări, putem lua în calcul și înființarea unui astfel de cimitir. Nu trebuie privită neapărat ca o retrogradare. Eu am avut o discuție cu dumnealui, ne-am propus eficientizarea acestei direcții și de comun acord am stabilit că e varianta cea mai oportună în acest moment. Eu vreau să-i mulțumesc pentru activitatea pe care a desfășurat-o până acum la nivelul acestei direcții. Este practic persoana care a înființat această direcție de poliție locală și care a contribuit din plin la tot ceea ce a însemnat până acum poliția locală. Însă, atât din discuțiile pe care le-am avut cu cetățenii municipiului Roman, cât și ceea ce am simțit eu ca și puls la nivelul municipiului Roman, cred eu că în momentul de față e nevoie de un suflu nou la nivelul acestei direcții. Comisarul Malei, pensionar în prezent, fost adjunct al Poliției
Acest lucru nu pot să vi-l confirm, întrucât se va organiza un concurs, este vorba de un post de funcționar public și acest lucru se va realiza doar în urma unui concurs. Că dacă va participa și domnul Malei, e foarte bine, dar e liber în același timp să se prezinte orice altă persoană. Inclusiv domnul Cazacu, dacă dorești, sigur că da, dar el în momentul de față e inclusiv, deci trebuie să înțelege, s-a făcut cu acordul părților acest lucru. De aceea cred eu că în momentul de față nu e o opțiune pentru dumnealui să se înscrie la acest concurs. Ideea e că în momentul de față, sigur că orice persoană cu experiență în cadrul Poliției Naționale poate fi de folos. Dar în același timp, orice altă persoană care se simte pregătită pentru acest post de conducere în cadrul poliției locale se poate prezenta la concurs. Bineînțeles că trebuie să aibă o pregătire specifică, întrucât e vorba de o activitate care are un caracter special. Nu era nevoie. Ce se va întâmpla în condițiile în care nu vei putea aplica această decizie a dumneavoastră, pentru că ieri premierul Tudose a anunțat blocarea tuturor angajărilor în sistemul bugetar de stat? Da, se refer la nivel central, nu la nivelul administrației publice locale. Ei au spus inclusiv spitale ieri. Păi da, da, nu se referă la nivelul administrației publice locale. O altă întrebare, măsuri date pentru combaterea caniculei? În momentul de față nu avem caniculă. Azi nu avem caniculă? Deci, pentru a fi caniculă avem nevoie de 3 zile consecutive. Sunt anumite reguli care trebuie, da, pentru a avea caniculă. 3 zile consecutive, temperaturi peste 35 de grade. Ce va determina, pun din nou întrebarea, să renunțați la decizia predecesorului dumneavoastră de mutare a acestui proiect de roată din zona Maromului, pe care ați intenționat la fac de treabă acolo, și luarea acestei măsuri de păstare a amplasamentului pe vestul amplasament, de ridicarea unui gard de 2 metri, de cheltuieli cu un polițist local, dar să te era mult mai simplu să respectați decizia, să respectați dorința locatarilor. Dorința unora dintre locatari. Avem 150 de semnături. Da, dar nu din zona respectivă unde se dorea amenajarea. Din asociație noastră. Din asociație, dar una e asociația și alta e zona respectivă. Deci ideea e în felul următor. Trebuie să căutăm soluții. În primul rând, eu nu sunt adeptul distrugerii unor locuri și a unor investiții care deja s-au făcut în zonă. Dacă putem eficientiza o activitate și putem, prin aceste măsuri pe care le-am luat, să eliminăm disconfortul pe care aveau acele persoane, eu cred că vom avea o soluție foarte bună până la urmă, dar, în primul rând, trebuie să încercăm. Eu nu mă îndoiesc deloc. Eu sunt convins că va fi foarte bine. În sfârșit, dar decizia fusese luată, s-a făcut acolo proiectul? Nu s-a făcut niciun proiect, a fost doar o schiță pe un, pe o planșă și atât. Am discutat în ședința de comitet, da. Vreau să vă semnalez faptul că pe aleea din fața blocului 10, între blocul 10 și 10A din cea Rosete, da, și blocul 12 tot pe cea Rosete, s-a turnat anul trecut un petic de asfalt și acesta a fost turnat direct pe pământ. De la turnarea acestea s-a produs o denivelare cumplită și acolo sunt acum numai gropi în asfalt și pot duce la o serie de accidente. Accidentarea celor calități. Da. Nu am primit această sesizare, am preluat-o acum și o voi da în lucru la colegii mei. Da. Cam
Mulțumesc. Da, domnul primar, la sensul giratorului a spus că investiția este separată, așa? Da, da, da. Iluminatul e separat de... În momentul de față nu am la mine datele respective, diseară când suntem acolo vă voi aduce la cunoștință și aceste detalii. Ați vorbit din nou despre montat coșuri de bunuri și bănci. Ați spus că achiziționați. Câte bănci, câte coșuri ați achiziționat și cât au costat? În momentul de față am dat comandă pentru achiziționarea încă 50 de bănci. Urmează azi a se face formalitățile, referatul de necesitate și ulterior achiziția de pe SEAP. În trecut, un coș de gunoi, cred că undeva în jur la 315 lei, dacă mi-aduc eu bine aminte, iar o bancă undeva în jur de 650 de lei. Acum rămâne să vedem pentru noile achiziții, în funcție și de platforma electronică, la ce prețuri găsim. Și cam câte bucăți? Încă 50 de bănci. Și coșuri de gunoi? Încă 50. Încă 50 și 50. Vă ajut eu. Da. Da. La ședința Consiliului Local de mâine, aprobați reabilitarea blocului 33. Schimbarea unor formulare generate de schimbarea ghidului la nivelul Ministerului de Dezvoltare. Reabilitarea se referă strict la anvelopare? Nu. E un proiect mai complex acolo. Noi, prin fonduri europene, primim sumele de bani necesare anvelopării și din cheltuieli proprii vom realiza și la nivel, la interior, rețelele de alimentare cu apă și de preluare a apelor menajere pentru că știți, acolo e un bloc de garsoniere cu toalete comune. Noi vrem să venim în sprijinul lor și să realizăm la nivelul fiecărei locuințe aceste rețele de apă și preluarea apelor uzate. Când încep lucrările? Păi, după semnarea contractului de finanțare cu Agenția de Dezvoltare Regională, scoatem la licitație acest proiect și ulterior procedurile normale și legale pentru... Și suma totală? Suma totală e undeva în jur la 1 milion de lei. Până acum s-au luat o serie de măsuri și dacă e cazul și în viitor, vom mai lua. Săptămâna trecută, Ministerul Dezvoltării a anunțat niște alocări de sume pe anele 2 pentru următorii 4 ani. Puteți comenta cum a fost și alocările pentru municipiul Roman și dacă municipiul a avut și alte solicitări? Da. Noi, la nivelul municipiului Roman, am avut depuse 4 proiecte de finanțare prin PNDL 2 însumau circa 350 de miliarde de lei vechi. Din păcate nu am reușit să obținem decât acea finanțare de aproape 30 de miliarde, însemnând rețeaua de ape pluviale și ape uzate din cartierul Petru Rareș. Mai aveam depus reparația și un proiect pentru cele 4 străzi din cartierul Nicolae Bălcescu și reabilitarea a 2 licee din municipiul Roman. Este vorba de Liceul Tehnologic Vasile Sav și Liceul Teologic Episcop Melchisedec. Din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții Ministerului Dezvoltării, s-au prioritizat acele unități de învățământ care nu aveau autorizații sanitare de funcționare. Practic, ca și o regulă era de prioritizare, era aceasta determinată de lipsa autorizației de funcționare. Niciuna din cele 2 instituții pe care le aveam noi nu era în această situație, în sensul în care ambele aveau și autorizație sanitară, dar și autorizație ISU. Așadar, acesta ar fi fost unul dintre criterii. Mie, sincer, cel mai rău îmi pare după străzile din cartierul Nicolae Bălcescu, acolo unde speram în această finanțare, nu au fost considerate prioritate, s-au alocat, am văzut, foarte multe sume de bani pentru drumuri județene,
probabil vor fi și alea importante. Noi ne vom descurca din bugetul propriu, vom scoate la licitație acest proiect pe un program multianual. Mulțumesc. Am o întrebare aici. Da. Vorbiți despre străzile din cartierul Nicolae Băcescu pentru asfaltare acum? Da. Vorbiți de acele strada Mărului, Ogniței, Pescarilor și Tinosului, plus acea bretea dintre Lupeni și Ogniței. Și acum nu mai putem să le facem cu bani de aici, dar avem bani să le facem? Păi le facem cu banii noștri. Asta vă spuneam. Nu mai facem cu bani de la PNDL, vom face pe banii noștri pe un proiect multianual. Dar le vom face inclusiv cu trotuare, cu tot ce trebuie, conform dar proiectului. Nu. Nu mai am întrebare, că am dat-o cu a fost tot convocat bine la prefectură pentru sprijinirea campaniei de vaccinare împotriva ROA. Trebuia să luați decizia de a numi o responsabil din primărie. Da. Până astăzi, la ora 12, deja am repartizat la Direcția de Asistență Socială, vom comunica prefecturii persoana nominalizată. Am primit vineri după amiază, am primit e-mailul de la prefectură. Nu, e vorba mai mult de o persoană care să stea în permanentă legătură cu această structură care s-a creat la nivelul județului pentru a coordona activitățile din teritoriu. Și a ajutat depistarea. Noi mi se pare că avem la Roma și niște asistenți comunitari. De acolo voi nominaliza o persoană pentru a fi desemnată. Și câți asistenți deci avem în Roma? Păi, noi avem mai mulți asistenți, avem undeva la vreo 30, dacă mi-aduc eu bine aminte. Dar în momentul de față, trebuie să nominalizez o persoană. Voi desemna o persoană dintre acestea. Domnul primar, știți cumva de un scandal aseară la Poișoarele în Ștranș? Nu mi s-a adus la cunoștință. Nu mi s-a adus la cunoștință această informație. Mulțumesc. Schimbarea din funcție pe un post de conducere inferior. Va fi șef de birou monitorizare bazei de date din cadrul poliției locale. Pentru o anumită perioadă, când va intra dumnealui în concediu, dumnealui va asigura activitatea de coordonare a Direcției de Poliție Locală. După ce va intra în concediu, voi nominaliza o altă persoană. Dacă a atacat în concediu, administrativ. Ce s-a atacat? E cu acceptul lui. Nu, am sărit așa, m-aș speriat. Da. Vreau să vă întreb în legătură cu baza sportivă de la stadionul Constantin de Suceava. Acolo, practic, despre ce este o investiție a Federației Române de Fotbal? Nu, e o investiție a Ministerului Învățământului. Din discuțiile pe care le-am avut cu cei de la liceu cu program sportiv, se fac demersuri și pentru obținerea sumelor de bani necesare pentru amenajarea unei piste sintetice lângă acest teren sintetic care deja a fost construit. Noi avem mari speranțe că acest lucru se va realiza și din momentul în care vom avea și pista sintetică va fi redeschis din nou pentru cei care doresc să facă sport. În momentul de față dorim să protejăm suprafața sintetică de tot ceea ce ar putea să însemne pământul care este de jur împrejur. Nu. Din aici toate sunt alocări de la Ministerul Învățământului. Cu aceștia deja am rezolvat această situație pe terenul de sport de la liceul 1. Am alocat într-o primă fază clubului atletic posibilitatea de a utiliza acest teren. La ședința de la sfârșitul lunii, cea de lunea viitoare, vom da acest drept și sportivilor de la liceu cu program sportiv. Da. În ceea ce privește campurile,
În momentul de față, pe noi ne-a interesat mai mult acolo amenajarea unui centru pentru minorii delicvenți. Rămânem în continuare consecvenți acestei idei și în momentul în care, din punct de vedere legislativ, se va legifera acest aspect, vom pune la dispoziția ministerilor de resort această clădire. Ce se mai aplică în cantonament? Echipa de handbal este în cantonament, da. E aproape realizată toată procedura, e plecată în cantonament, așteptăm ultimele detalii cu clubul Dinamo pentru finalizarea transferului. Nu, în momentul de față suntem cu 16 jucătoare, număr suficient pentru începerea campionatului și vom încerca cu optarea două junioare de la liceu cu program sportiv. Vreau să vă întreb dacă veți mai repeta manifestarea de ieri din parc, ținând cont de reușitări de mulțumire romașcanilor și în alte zile. Vom încerca să generăm și alte evenimente la nivelul primăriei municipiului Roman. Sigur că luăm în calcul și repetarea acestei activități. Vom vedea dacă în acest an sau anul viitor, în funcție și de celelalte evenimente pe care le propunem. Mai aveți vești despre organizatorii la Tuning Fest? Mai să cunosc alte detalii? Spuneați să cam apropie data începerii și nu știm exact. Da, din discuțiile pe care le-am avut cu cei de la clubul sportiv, am înțeles că s-au pus de acord în ceea ce privește organizarea acestui eveniment. Au stabilit și ultimele detalii, astfel încât vineri va fi deschiderea oficială și acestui eveniment. Cu siguranță veți primi în momentul în care organizatorii vor finaliza programul. Periodic întâlniri cu ustanieri în această perioadă, în pulsul aprecierii, colectând idei, sugestii, aveți în plan? Da, vom organiza o astfel de întâlnire, de altfel știți foarte bine că și eu am participat la acele întâlniri. Suntem interesați în continuare de aflarea nevoilor, până la urmă, acestor categorii de persoane și, mai mult decât atât, la sfârșitul lunii august vom organiza și un festival pentru ei. Asta vreau să vă întreb. În afară de bâlci, mai există o manifestare în august, în amplare? În afară de turneul roman? Da, va fi turneul roman mușat la handbal și la sfârșitul lunii august vom avea și festivalul meșteșugarilor dedicat diasporei. Vom face, dar nu vom mai folosi E85, ci vom folosi parcarea din față de la Roman Vodă pentru a nu deranja traficul rutier. Și ultima întrebare, dacă puteți faceți o trecere în revista investițiilor la care se lucrează și stadiilor, mă gândesc la eternității, după ce s-a semnat contractul, ce urmează, giratorul după iluminat, ce urmează, diagonalul. Da. În momentul de față, chiar de astăzi dimineață, de la ora 7, au început lucrările la strada Eternității. La sensul giratoriu Poarta Nord, în această săptămână, se finalizează acele cămine de branșament pentru devierea acelei conducte de alimentare cu apă, care a necesitat acordul firmei Petrom pentru amplasarea pe proprietatea acesteia. Se lucrează la aceste cămine, după care se intervine pentru amenajarea și lărgirea celor două benzi, pe partea cu Dedeman și pe partea cu Petromul, și ulterior vom începe configurarea sensului de girație. Va fi pusă și statuia în centru. Pietonalul, în momentul de față, se lucrează. Așteptam ultimile livrări de granit pentru a finaliza. Da, cu siguranță. Da. E vorba despre amatorii de sport ce vor face la iarnă. Știu faptul că facem vara să ne și iarna care. Aveți în vedere ceva activități pentru iarnă. Cel puțin
stadionul Nevoi erau alergări. Din păcate v-am spus acum, pe stadionul Nehoi trebuie să protejăm acea suprafață sintetică. Așteptăm această finanțare de la Ministerul Învățământului pentru pista sintetică și atunci în momentul de față pentru iubitorii sportului avem soluția bazinului de not, acolo unde pe timpul iernii pot să desfășoare aceste activități și desigur cred eu pot fi folosite, cine dorește să alerge în aer liber, parcul municipal poate fi o soluție foarte bună, mai ales că, așa cum bine știți, ieri am inaugurat și acea zonă de aparate de fitness și pot fi folosite. Da, nu are nicio treabă primăria. Deci, noi am avut discuții nu numai cu reprezentanții școlilor de șoferi, ci chiar și cu polițiștii care examinează cursanții. Și decizia este una foarte clară, adică, până la urmă, el devine un viitor șofer și trebuie să fie instruit pe drumurile publice. Sigur că aici ține până la urmă de fiecare instructor în funcție de experiența pe care o are cel care se prezintă pentru instruire și la orele inițiale de regulă nu se fac trasee în zona centrală a orașului, ci se folosesc traseele din zonele limitrofe pentru a nu deranja traficul. Deci, ultima întrebare, a pasierul, nu mi-ați mai spus dacă a pasierul va lua decizia întâlnirii magistrale din Suceava, până la urmă? Da, ei așteaptă până la urmă soluția de la acel expert de la Iași, însă noi le-am pus în vedere ca până la venirea acelei soluții, zona să fie acoperită. E o decizie pe care ei trebuie să o ia și trebuie să și o să o asume, da. Da, la ședința s-a efectuat deja licitația și la ședința de la sfârșitul lunii vom aproba și operatorul care a fost desemnat să opereze pe cele două trasee. Va fi reluată circulația, ba mai mult decât atât, din discuțiile pe care le-am avut cu operatorul, dorește să facă cu o frecvență mult mai mare. Adică să nu mai fie din jumătate în jumătate de oră, ci din 10 în 10 minute. Păi, după aprobarea în Consiliul Local, probabil urmează să facă achiziția acelor autobuze, pentru că de asemenea am cerut și... Nu, impropriu spus autobuze, sunt niște microbuze, dar microbuze dedicate transportului public local care să aibă și posibilitatea transportării persoanelor cu handicap, care practic să respecte legislația în vigoare. În momentul de față sunt doi care operează acum, celelalte două au fost deja câștigate în această lună. Ce firme și pe ce trasee? Anca Transport e și una este Pristil. Și mai este încă o firmă. Pristilul are acel traseu special cu copiii din strada fabricii. Și da, și mai e încă o firmă, dar îmi scapă numele. Oricum, tot la această ședință vom veni cu o modificare și la ei de traseu. Da. Nu, Anca Transport pe un singur traseu operează. Doi? Doi pe unu, cred, sau nu mai știu exact. Nu. Doi și trei erau. Mare, pentru că, spre exemplu, atunci când s-a renunțat
La traseul 23, când s-a renunțat. La traseul, oamenii se dau în stație și așteptau, pentru că nimeni nu s-a gândit să pună hârtie, domnul se mai operează pe... Nu a fost pusă în stație, nu au fost puse în stație. Dar în stație stau oamenii... Ba da, noi public am făcut la acea vreme că s-a renunțat. Și apropo de stadion, o întrebare colegului YouTuber. Dumneavoastră, de ce ați lăsat impresia la conferința de presă de la fotbal, de la CSN, că constatează că nevoia are legătură cu investițiile din administrația publică? Nu. M-a întrebat Tudor atunci, da. Ce planuri aveți pentru Moldova, pentru stadionul Moldova. Da. Și dumneavoastră a spus că nu există niciun plan pentru că acum se lucrează la constatează cu nevoia. Exact. Da. Dar nu lucrați dumneavoastră, deci dumneavoastră trebuie să aveți un plan pentru Moldova, pentru că nu... În momentul de față, deci, haideți să înțelegem, stadionul Constantinescu Nehoi este al autorității publice locale, este al primăriei, este dat către liceul program sportiv, investițiile se fac de la Ministerul Învățământului, cum am spus și astăzi. Pentru stadionul Moldova, nu există niciun plan. Vă spun ce v-am spus și atunci. Nu există niciun plan. Pentru că în momentul de față se lucrează la stadionul Constantinescu Nehoi. Dar ce trebuie? Dacă investițiile vin din altă parte... Pentru că vom avea deja un stadion modernizat pe raza municipiului român. Păi, la fel cum echipele de la liceu program sportiv au folosit baza sportivă de la stadionul Moldova, poate fi și invers. Păi, bineînțeles. Păi, de-aia zic. În momentul de față, nu. În momentul de față, nu, da. Dar pe de altă parte știu că acum vreo câțiva ani a încercat comuna Horia să o preia și tot primar a făcut scandal că de fapt ea românului și trebuie păstrată. Dacă da. Deci... Și, se trebuie și investit pentru că oamenii care fac naveta sunt oamenii care crezi la fine din Roma. Așa este. Ideea e în felul următor. Noi nu am renunțat încă la acea idee de amenajare a falezei râului Moldova și odată cu amenajarea falezei avem în plan și această punte pietonală. Mai mult decât atât, la Camera Deputaților va veni un proiect de hotărâre care prevede că pentru anumite investiții în infrastructură Apele Române să predea către autoritățile publice locale aceste zone de protecție. Știți foarte bine că în momentul de față Apele Române au refuzat darea în administrarea Consiliului Local pentru realizarea acestei investiții. Dacă vom reuși pe cale legislativă să facem o modificare astfel încât să putem să preluăm în administrare pe perioada executării lucrărilor, inclusiv în ceea ce privește investițiile pietonale, pentru că acolo noi dorim, practic, să facem o zonă de promenadă, unde să se poată folosi, bicicleta, maxim. Deci nu dorim să facem trafic rutier sau alte forme de investiții acolo. Și atunci, prin schimbarea aceasta legislativă, dacă reușim să introducem inclusiv investițiile în infrastructura pietonală, putem să preluăm fără nicio problemă și să facem și această zonă. Inclusiv cu punte. Asta nu e o problemă. Pentru lucrările de reparații curente nu e o problemă. Eu vorbeam de investiții. Mulțumesc.